Dumnezeu nu a glumit când i-a spus lui Israel: Israel, dacă asculți de toate poruncile mele, dacă împlinești statutele mele, dacă mă onorezi și mă cinstezi, dacă nu te duci după idolii popoarelor, dacă nu lași influențele lor să vină în viața ta, te fac cap și nu coadă. Unde ești tu astăzi cu viața ta de credință? Ești mulțumit de ce s-a întâmplat până astăzi? Viața și momentul în care te afli acum, tu personal, nu e un loc al întâmplărilor care se derulează așa aleatoriu în viața ta. A, se întâmplă ceva, mâine altceva, apoi mâine altceva. Și eu sunt în marea asta a întâmplărilor. Mă duc după valurile întâmplărilor și a sorții, cum zice românul. Nu. Tu ești astăzi exact în locul pe care ți l-ai pregătit ieri. Ceea ce ai semănat ieri, ce decizii ai luat ieri, cum te-ai raportat la situațiile din jurul tău, astăzi vezi rezultatul. Fie bun, fie foarte bun, fie rău, fie foarte rău. Viața noastră, dragii mei, nu e un ansamblu de întâmplări, așa aleatorii care vin și se duc. Totul ține de decizii. Totul ține de modul în care tu și cu mine mă raportez la situațiile mici sau mari din viața de zi cu zi, din viața de credință. Nu poți să te aștepți să fii semănat ieri grâu și astăzi să culegi mere. N-ai cum. Nu există. Legea asta spirituală e valabilă pentru viața noastră de credință de zi cu zi. Astăzi suntem exact unde ne-am pregătit locul ieri. Și acum o să te întreb, ești mulțumit? Dacă ești mulțumit, înseamnă că Dumnezeu lucrează cu tine, prin tine, rodești, slavă Domnului. Dacă nu ești mulțumit, trebuie să alegi să schimbi ceva. Dacă vrei mâine să nu fie ca astăzi, trebuie să alegi să schimbi ceva în viața ta de zi cu zi. Ce semeni astăzi o să culegi mâine? Ce gânduri ai astăzi, ce decizii ai astăzi, cu Dumnezeu, fără Dumnezeu, în ce relații intri, în ce locuri mergi, cum vorbești, care ți-i disciplina de zi de zi cu Dumnezeu. Tot ce faci astăzi o să vezi rezultatul mâine.